Sfântă muceniță Agnia, strălucit model de virtute, pentru tăria mărturisirii credinței tale, te-ai făcut bine plăcută Domnului și te-ai învrednicit de cununa fecioriei și a martiriului. Ascultă-ne și nouă rugăciunea, așa cum ai ascultat-o și pe a Sfintei Constanța, fica Sfântului Împărat Constantin, și ridică-ne din patul bolii noastre sufletești, ca să putem păstra și noi, în inimile noastre, credința cea adevărată și să mărturisim, nu numai cu cuvintele, dar și cu faptele noastre, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul sufletelor noastre. Sfântă Fecioară Agnia, nepătată muceniță, când prefectul roman a pronunțat asupra ta sentința ca strălucitul crin al curăției tale să fie strivit sub picioarele nelegiuiților, atunci tu, neînfricată, te-ai încredințat brațului dumnezeesc, care trimite pe îngerii săi pentru paza celor care se încred în el. Dă-ne și nouă, cu rugăciunile tale, să avem nădejde neclintită în ajutorul dumnezeiesc și să ne umplem inimile de încredere în Domnul nostru, așa cum ai făcut și tu. O curajoasă mielușa, Sfântă Agnia, inima ta era atât de înflăcărată de focul dragostei dumnezeiești, încât nici chinurile rugului și nici ademenitoarele plăceri necurate prin care vrăjmașii tăi căutau să te piardă, nu te-au atins și n-au putut pângări curata ta dragoste. Pentru aceasta te rugăm, mijlocește la Domnul ca să alunge din inimile noastre orice licărire de iubire deșartă și să ne aprindă în inim focul dragostei pe care Iisus, Mântuitorul sufletelor noastre, a venit să-l arunce pe pământ. Sfântă muceniță Agnia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru rugăciunile Sfintei mucenițe Agnia, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.